prim proiect și o spun că aș fi de felul meu un om modest. O spun cu sinceritate, nu mă consider un om de cultură. Necesitatea unui prim proiect pe care îl promovez am sesizat-o, să spun, de ceva vreme. Însă am așteptat ca un profan în ale culturii să-i văd pe oamenii de cultură din județul Argeș, pe oamenii de cultură din Pitești, pe cei care ar trebui și sunt plătiți chiar să se ocupe de domeniul artei, să vină cu măsuri sau cu propuneri în acest sens. Vorbesc despre imobilul situat în municipiul Pitești, pe strada Armand Călinescu, la numărul 30. Este vorba despre casa în care s-a născut Victorul Rudolf Schweitzer Cumpăna. Nu știu dacă e nimerit să spun, în afară de faptul că a fost declarat maestru emerit al artelor, că a avut zeci de mii de lucrări, se pare, atât picturi cât și lucrări de grafică, că a expus inclusiv la Paris, a fost invitat al multor organisme ale artiștilor plastici din multe țări europene. Spun că este un maestru emerit al artei care s-a născut în Pitești în anul 1886. Un maestru al artei care a ajuns la maturitatea sa artistică, a considerat chiar că este necesar și a făcut în acest sens și o donație consistentă de opere, de lucrări de artă pe care le-a făcut în municipiului Pitești undeva prin anul 1970, dacă nu mă înșel. Casa lui arată m-aș bucura chiar dacă ați merge în zonă să, cu priceperea dumneavoastră, să faceți niște fotografii mai bune. Pe scurt, într-un oraș care nu excelează la capitolul cultură și spre dezamăgirea unora se întâmplă să fac adesea comparații între Pitești și Râmnicu Vâlcea, un oraș cu populație la jumătate din cea a Piteștiului, dar cu o viață culturală, e adevărat, și cu o tradiție culturală mult mai consistentă decât cea a orașului nostru. Nu numai faptul că în orașe obscure din punct de vedere economic în România se întâmplă lucruri frumoase în domeniul cultural, dar mi se pare chiar că astăzi casa în care s-a născut Rudolf Schweitzer Cumpăna nu reprezintă altceva decât un monument al ignoranței și al incompetenței din administrația publică locală, piteșteană, argeșeană, și al ignoranței și incompetenței din instituțiile de cultură din județul Argeș. Pe înțelesul tuturor, eu consider în calitatea mea de consilier județean că singura posibilitate rapidă, urgentă, așa cum este necesar, de a rezolva ceva în acest sens, e clar că aici există niște interese ca această casă să fie ruină, pentru că fie vorba între noi, putea fi închiriată dacă se dorea să fie menținută și să facă o ascuțitorie de cuțite, o gogoșerie, orice, undeva pe una dintre arterele principale ale Piteștiului, și că ar fi existat persoane interesate să investească puțin în refacerea fațadei și să exploateze cât de cât economic acest amplasament. Eu cred că singura soluție rapidă și eficientă pe care o avem este aceea de a propune în cadrul Consiliului Județean Argeș un proiect de expropiere pentru cauză de utilitate publică. Imobilul se prezintă ca unul de tip condominium, în tipul istoric vechi al Piteștiului, casa mai frumoasă în care a locuit familia proprietarilor, sau corpul mai frumos aflându-se la stradă. Era mai frumos, nu frumos cum e în prezent. Iar în spate sunt așa zisele clădiri administrative, poate chiar magazii sau ce au avut acolo. Vorbim despre o suprafață de 320 de metri, așa cum am informat la OCPI, e normal să fundamentez proiectul de hotărâre, și 341 de metri suprafață măsurată. Vestea bună din punct de vedere economic este că terenul din curte, care bineînțeles e neîntreținut, dar folosit de actualii proprietari, este în proprietatea municipiului Pitești. Eu vreau să propun să expropiem casa, să o renovăm în regim de urgență, să o transformăm în casă memorială a maestrului Rudolf Schweitzer Cumpăna și eventual în cei care se ocupă de cultură la nivel județean
să vină să facă propunere dacă se poate transforma și într-un al doilea corp al galeriei, că sunt spații mai multe acolo, al galeriei de artă Rudolf Schweitzer-Cumpăna, galeria județeană, dacă vor să facă o cafenea sau o ceainărie artistică și așa mai departe. Chestiunea este că, dincolo de plăcerea tuturor de a dezbate pe orice subiect, așa cum arată astăzi acest imobil și având în vedere faptul că noi, piteștenii și ardeșenii, ne-am făcut o tradiție din a ne bate joc de cultură, de memoria celor care au reprezentat ceva din punct de vedere cultural la nivel național și chiar internațional, la cei care sunt născuți în Pitești sau în județul Argeș, eu cred că urgența, dincolo de orice destinație, se va da, dar am încercat să justific utilitatea publică, este aceea de a trece în proprietate publică, în domeniul public al județului Argeș, acest imobil și de a renova de urgență.